Bă, mă doare capul, am făcut tensiune iară, coaie. Salutare, boys and girls! Salutare, băieti! Vă pup, numele meu este Don Stefanos și vin dintr-o galaxie foarte îndepărtată numită Andromeda! Salutare, mă, băieți, bă! Cine este piticul ăsta drăguț? Pitic ești tu și ți-o spun direct că mi s-a rupt masca de nervi. Pitic ești tu, taci dracu din gură. Pulifrici Bengos. Doamne, ce nume vă puneți. Bă, frate, deci uitați-vă și voi. Eu în declarația anuală, când îmi declar veniturile, trebuie să spun cine m-a susținut pe mine pe YouTube, cine mi-a donat bani, de unde am eu banii. Și cum ar fi în declarația asta de venit să scriu că, bă, uite, mi-a donat 50 de euro userul Pulifrici Bengos. Lasă, frate, noi să fim sănătoși. Belelele. Urg. Băi, nu mai merge pe mijlocul drumului, băi, ești nebun. Ce ai, mă? Nu mai merge pe mijlocul drumului, că era să te omor. A, mă, du-te cu tigaia ta, zici. Ești invidios? Dă-i drumul odată. Poate mă dau jos și îți dau două palme, băi. Da, nu te dai jos și însuși, p***a. Haide, mă, dă pantaloni în jos. Haide, dă pantaloni în jos. Dă-te aia de la cădere. Ți-e frică, a? Hai în buschete. Cum? Hai în buschete. Nu! Haide, mă! Dă pantaloni jos. Hai, baftă! Du-te drum bun! Bă, vere! Ce vere? Băi, de ce p***a mea intri în mine? Ce p***a? Poate ce pulicica ta? Vrei să ne certăm, mă? Dă-mi asigurare mai repede. Băi, liniște-mă, liniște-mă și dă-i drumul de aici. Pe ce liniște-mă? Ia, hai că chem eu poliția să te liniștească pe tine cu două capace, mă. Ce chem tu, bă, tu vezi, bă, că ai ochii negri, băi, ai plâns toată ziua că ți-a dat doamna temă. Ai tăcut. Nu vrei să te iau de urechi? Te trai de urechi? Băi! Băi! Ești bulangiu? Dă-i drumul de aici. Băi! Bă, ce ai? Bă, ce... Bă, băga mea, ești... Nu mai, gata, stop. Auzi? Ia să-ți iau eu, mă, numerele. Aoleu. Ia mă de p***. O să-ți fac o reclamă ție. Maxim, mă tragi de coaie, băi. Te pupă, șeful tău. Ăștia peste 30 de ani îmi plătesc mie pensia, bă. Căcioși ăștia. Ia, mă, ce eveniment ăsta? Bă, de ce fugi, bă? Bă, taci, mă, da, mă, ti din gură, pleacă de aici, că am treabă. Băi, stai pe loc, am chemat poliția. Stai, mă. Deci nu poți să ieși din first person aici. Păi ce-i ăsta? Ăsta e evenimentul? Unde ar trebui să fie cheița asta? Pe jos? Hello! Exact! Alo! Alo! S-am bat p***a în gura ta, gato! Unde ești, bă, Tony? Ferea al dracu, gato! Băga mea și p***a să-mi bag în el de eveniment, futu-s morții, mătii. Bă, mă doare capul, am făcut tensiune iară, coaie. Aaaa, dă-te morții tăi! Fria dracu să fii de zdreanță. Ce proasta dracu. Bă, cum apare lângă mine? Să încerc să-i bag lanterna în ochi, în p***dă eu bag! Locație... Uite cheia! Cheia! Bă, lasă-mă să iau cheia! Bun. Chat, mai trebuie una? Te rog, Doamne, dă-mi răbdare, Doamne.
Te rog, Doamne, dă-mi răbdarea de care am nevoie în viața asta. Să nu mai înjur, ci să fiu un băiat mai respectos. Ce aveți, mă, sunteți nebun la cap? Nu e cu aia cheie, ce nebuni sunteți. Regi, mă, regi. Ez, bitches! Hai să mergem, Răzvane, să culegem dovleci. Dar poți să nu te mai plimbi așa haotic, că nu înțeleg nimic. Ia! Aștept să... Bă! Ia! Bă, l-a dat jos, fugi! Bă, dar de ce fuge după mine, coaie? Papa, help! Help, help! Help, help, help! Hai că sunt mulți, zi. Legenda spune că Răzvan nu o să primească niciun dovlec. O să înveți o lecție dureroasă, Răzvan. Lasă dovlecul! Retrage-te, retrage-te! Lasă dovlecul! Hai, Răzvane! Vreți, mă, să intrăm pe un server de ăsta de ruși? Să vedem și noi cum arată un server la 2600 de playeri. Să-mi ziceți cuvinte în rusă, bă. Iat voi, mamu Ibal. Ai o mamă extraordinară. Bun, altceva. Kto on umer v pule? Cum v-a fost seara? Ia! Fai de p***a mea, ce-i asta mâncață și p***a? Coie, ne trebuie un nume de rus, bă. Igor. Igor. Și nume de familie? Igor Stefanov. Ia vezi, coie. Ești spre domnul că nu... Da, brătan, da, brătan. Ștu? Iat voi, mamă, Iban. Ai o mamă extraordinară. Привет. Ну, можно конкретики? Привет. Ну что, я тебя спрошу, когда вернёшься. Привет, давай. О, давай, слышу. Привет. Я говорю, когда вернёшься. Вот что ты лезешь, блядь? Привет, блядь, сука. Сука, ты не видишь, что я по телефону разговариваю? Сука, блядь. Ты что себе позволяешь? Ты ебался, лысый, блядь. А? 10 метров отошли. Сука. Лок, подробобер отошел. Ты что, блядь, себе позволяешь? О, нападение на... Ой, на меня нападает. Лысый, успокойся, алло. Я при исполнении. Ба, мы приняли полиция. Am furat o pază pe aia. Привет, сука, блядь! Do you speak English? Ты говоришь по-английски? Так ты говоришь по-русски. Английский? Русский. Сука, блядь! Блядь! Ce mai zici, fetelor? Aha, bine, discutam. Despre ce? Ce frumos e tipul ăsta. Despre relații sexuale versus atracție sexuală. Vă zic eu adevărul dacă vreți, am o relație de 14 ani dacă... Domnul Șara spune că i-ar putea să se îndrăgostească de cineva doar pe baza cunoștințelor și nu pe bază de sex, adică feminin sau masculin, dar eu n-am spus, adică dacă mă cunoaște cineva... Deci vrei să-mi spui că dacă eu am bani și sunt bun rău de tot și fac și sală și miros bine, pe tine te atrage un moș cu care discuți despre... Deci dacă ne căsătorim și nu avem ce să vorbim în pat când venim amândoi de la muncă și stăm și ne uităm și vorbim, nu știu, de Marița frumoasă pe TikTok. Vorbim mai puțin, ne fute mai mult. Atât de simplu. Uite, pe mine poți să mă iei, să ne distrăm și pe el poți să vorbești. Da, să vorbești, exact. Se numește o relație poliamoroasă. Poliamoroasă, exact, bravo. Păi și într-o relație poliamoroasă tu iei suge p***a lui? Nu, what the fuck. Nu, what the fuck. Nu sunt gay. De ce? Adică... Dar tu ai suge p***a lui? Nu. Doamne. Dar tu ai... Tu ne-ai suge p***a la amândoi? Vrei să ieșim la o cină, Rania? Da, să vină și prietenele mele, că suntem toate trei înfometate. Și ce vrei să mâncați? La restaurant, o salată, ceva. Nu vă place carnea? Nu, sunt de vegană. Păi și de unde ți-ai proteina? Din tofu. Așa miroase p***a mea, tofu. Dar știi că miroase urât tofu? Ai nu, că speli. La cât l-ai spălat, tot miroase. Îl spăl bine. O să-l speli, mă, că dimineața tot miroase toful ăla. Îl mai spăl o dată. Am numărul tău, o să te sun, bine? Ok. Buonasera, buonasera, signore, buonasera. Vă rog, poftiți.
Bonasera, bonasera. Ce faceți, domnule Donald? Ce să fac? Aștept fetele. Ridicați-vă, bă, ridicați-vă, bă, nesimțiților. Bună seara! Bună seara! Puteți să luați loc, domnișoara Rania. Poftiți, domnișoara Rania, poftiți aici, lângă domnul Donald. Seara! Prietena mea de aici, din stânga, domnișoara Rania, nu este de acord cu o relație în care să existe doar relații intime. Cel mai important lucru într-o relație, știți care este? Care? Încrederea. Bine, da, mâncarea. Mamă, ce plot twist! Să nu fie bazată doar pe sex, adică singura modalitate de a comunica este cea carnală, să spunem. Asta zic, tu te-ai dus la extrema cealaltă, prin care doar asta se întâmplă. Am vrea noi. Gen, doar se vorbește. Ah, trebuie nu, să... aia n-am vrea. Uite, eu am o relație de 13 ani aproape. În apogeul relației noastre s-a născut o a treia persoană. S-a născut dintr-o... Mă bucur. Câți ani ai? 32. Vreau să zic că tu ai avut și timp să ai o relație îndelungată. 19. Ah, poți să-mi spui tati. Stați că m-am mânecat. Salut. Salut, tu ești cu Dovleci? Da, da. Câți ai? Am 25. Iban. Așa, astăzi e doamnă cu Dovleci de Halloween. Hai mă să termin cu băiatul ăsta. Te pup, rece. Spor. Salut, salut. Ia zi, Schibidi, ce vrei? Am 8 dovleci, mi-i cumpărat, vă rog eu frumos. Și pe cât vrei dovleci să-i iau? Păi, 400 de mii. Te rog, zică o poezie cu Melcul. Zică o poezie cu Melcul. Ia zi poezia. Vine Melcul supărat, că furnică l-a pișcat. Și când vine puș, 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 întâlnește un căruș. Melcul strigă în gura mare, nu te mai prăji la soare. Pui te-ai jos la drum, că te iau în carne acum. Hai bine, dă Dovleci. Yes, yes. Dar vreau să văd dansul gândacului. Chibidi, da, Dovleci. Că ți-am dat? Ce mi-ai dat, mă? Nu mi-ai dat nimic. Că ți-am dat, Chibidi? Bă, nu mai minți, bă, că nu mi-ai dat nimic. Pleacă în p***a mea de aici. Bă, ce vrei, mă? Ce ți-a apă? Bă, te rog, dă-ți-mi dat, Dovleci. Te rog, altă muzei, fac, te rog. Bă, ce-am dat, mă? Bă, pleacă-mă, că nu mi-ai dat nimic. Pleacă-mă în p***a mea de aici. Băi, bă, te rog, bă, Dovleci, dă-ți-mi da, Dovleci. Tu-s Dovleci, bă, ce ori să-i fac? Mincinosule. Poți să te uiți că nu mai am dovleci, nimic. Ce Dovleci mi-ai dat? 8. 8 Dovleci? Da, pe bune ți-am dat. La mine, frate, dă-mi bani, frate. Deci 400 de mii, da? I-am dat 40 de mii, fii atent. Te pup, te pup. Bă, mi-ai dat 400.000, bă, mi-ai dat 400.000, bă, nu-mi da schier, mi-ai dat doar 40.000. Bă, ce, bă, ți-am dat 400.000? Nu mă jur, bă, atâta. Zi-mi banul încă o dată. Mi-ai dat. Ai primit? Că n-am primit. De ce mi-ai dat, dă-te-ai în p***a mea, pleacă de aici, nu mai minți. Mă jur, nu i-am primit. Băi, mucosule, ai primit sau nu banii? Da. I-ai primit, da? Bun, dai drumul de aici. Nu știu dacă i-am primit, că... Bă, că eu deschid banca domnului și caut telefonul meu să... Mulțumesc frumos, doamna, cum i-am primit? Aveți-o diminuat! Al dracu de mucos. Mai vrea să tragă pe dreapta 400 de mii. Ia ziceți, fetelor, cu cine am vorbit la telefon? Cu mine. Deci, câți e? Avem o problemă. Eram în căruță, că mi-a venit cu căruța și a intrat cineva, noi s-au răsturnat Dovleci și a zdrobit și nu mai am foarte mulți. Câți mai ai? Trebuie să merg pe autostradă, nu știu ce să fac. Păi du-te pe autostradă. Deci dacă observ pe toată strada, sunt bucățele rămase. Așa. Eu am nevoie de cineva să mă ajute să le strâng. Dar cine ești eu, sclavul tău? Poftim. Cine sunt eu să te ajut să cari Dovleci? Ești un concetățean care ar trebui să dea dovadă de empatie. O să te rog să-i adun tu Dovleci și o să rămân aici să privesc cum faci toată treaba. Adică tu nu vrei să faci datoria de concetățean? E datoria mea să strâng eu ție Dovleci? Ești un misogin, punct. Vrei să nu mă mai jignești? Tu mă jignești pe mine și mă faci și curvă. Te-am adică dacă cer ajutor eu sunt curvă sau cum, că n-am înțeles. Unde pula mea te-am făcut eu curvă? Ia uite cum mă jignești, nici tu poți să te privesc. Ce ai fă? Din cauza bărbaților ca tine se întâmplă chestiile astea. Băi, asta e regizat. Băi, asta e ceva, ceva se întâmplă, mă jur. Astea vor să mă jefuiască de tech. Sunteți bine, fetelor? Norocitule, deci tu i-ai pus?
Îmi dai dovleci sau nu? Păi dacă sunt întâlnici pe autostradă și tu nu mai ajut să-i strâng, cum vrei să ți dau? Sunt dovlecii tăi, nu ți strâng eu ție dovlecii, ești handicapată. Vorbește frumos, cu cuvintele sunt de Cristo. Vorbește frumos, mă, băiatule. Aș fă pula mea și tu! Mă, vrei să te iau de mustața aia că nu înțeleg. Vrei să te iau de coaie? Ce coaie? De coaiele alea de ți-a trână. Vrei să le mănânci că nu înțeleg. Vrei să te iau de coaie? Mă piși pe tine. Băi, știți care-i treaba? Îmi pierdeți timpul. Eu am venit să cumpăr dovleci. Du-te și cumpărați dovleci, du-te în altă parte. Păi da, asta mă ține aici. Fă, ai dovleci sau nu? Cine te-a ținut? Ți-a zis clar că nu are dovleci. Du-te și cumpărați. Mi-a zis că-ți băga mea și îmi pierdeți voi timpul mie de zdrențe ce sunteți. Cele drecu să fiți. Mă, tu dai mine. Aș fă și tu un pi***, da, măti. Neafă, neaf. Fă, scot p***a la voi! Relaxed, e unic. Nu, de ce m-am mâncat în cur? Pot să dau refund, bă? Așteptăm să vedem cum faci 50 de flotări. Băi, sunt 50, nu sunt multe. Sunt 50. Deja simt cum mă dor mâine. Haide. Una, două, trei, patru, opt, nouă, 13, 15. Nu mamă, nu mai pot. Nu mai pot. Una, două, trei, șase, 7, 10. Nu mai pot, să-mi bag în flotările tale, să-mi toată p***a să-mi bag în flotările tale. Da, p***a flotările tale, bă. Tu te-i p***a mea. Nu mai fac flotări niciodată. Nubul chat. Vă pup, vă mulțumesc din tot sufletul meu pentru ceea ce faceți pentru mine. Pentru mine chiar contează enorm că sunteți aici mereu și am cu cine să vorbesc pe live-uri. Și fără voi eu nu prea aș avea ce să fac pe aici. Sunt Don Stefanos, vin dintr-o galaxie extraordinar de îndepărtată numită Andromeda și ne vedem mâine seară după ora 19. Noapte bună tuturor, iubiți-vă, familia este foarte importantă. Ceau, noapte bună tuturor. Regi. Vă zic direct. Ciao. Ups.